Mă, dar tu ai văzut reacția lui Comăniș după ce am ieșit noi afară din, după ce am intrat pe TV? Eu am văzut-o, dar îți zic eu de ce. În momentul în care am întors camera și am pus camera pe ocean, eu cred că el are rău de apă și de-aia, știi? S-a făcut rău așa de la stomac și a ieșit, a rupt ușa. Asta e motivul, zic eu. Nu, îți spun eu de ce. Eu cred că el suferă foarte mult de faptul că eu nu mai sunt în emisiune și că am plecat de acolo. Și a început să plângă, că am auzit, ai auzit și ei că a ieșit afară, parcă pe Adrian am auzit-o când că a ieșit afară și plângea omul. Ți-am zis că dacă eu vin în coace, el o să moară de ciudă și că o să-i fie dor și o să înceapă să plângă după mine. Așa că uite. Eu cred că plânge și după mine. Și după tine. Și după mine, fii sigură că plânge. Sau după tine s-ar putea să nu plângă, că... I s-au înrușit urechile. Când a văzut că suntem aici, s-au înrușit urechile. Ai văzut? Ai văzut? Era roșu tot. Tot era roșu. Deci mor de ciudă. N-ai văzut și Mariana că a intervenit imediat, ea și a căutat băgare în seamă cu mine, de parcă a băgat-o cineva în seamă. Vorbeam cu... Cu cine vorbeam? Codruț, parcă vorbeam Codruț. Atunci, nu? Da, și a căutat și a băgare în seamă, repede. Da. Zici că... Bă, deci atâta dușmănie pe ei, ferească Dumnezeu. Dar ce vrei, mă? Singura persoană care se bucură, îți dai seama, probabil că e sorta. În afară de ea, Codruț? Nu mai e. Codruț nu se bucură, că Codruț știe că ești cu mine aici, știe ce-mi poate mie stai capul și pielea, Alexandra. Stai tu liniștit, că are încredere Alexandra, în mine. Stai, lasă vrăjelile astea. Dar nu te-am atins, tu m-ai atins pe mine. Nu, dar te îndrept spre mine. Vezi că și când eram acolo pe cameră, ai pus capul pe mine, ai uitat? Așa că vezi de treabă, stai liniștit acolo. Stai liniștit. Oricum nu ești genul meu, Alexandra, de câte ori să-ți mai spun. Du-te, mă, de aici. Ia să se închidă camera, să vedem, îți genul tău? Zi-mă de aia. S-a despărțit de Andrei, ce faci? Te îndrept din nou spre ea? Păi, nu știu. Eu m-aș îndrepta. Dar cu mâna. Spre ea. Că nu am ce să fac cu aia, sincer îți spun. Adică, na... Ea e frumoasă când își pune botic, știi? Când are botic mare. Atunci. Când îi se retrage boticul, dar nu, știi, și nu mai, auzi, nu mai e pește așa, ai grijă ce vorbești, că vreo 3 luni de zile te-ai rugat de ea să faci o relație. Păi parcă erau 2 luni de zile. 3 luni, 2 luni de zile cât a fost? Eu m-am rugat de ea. Dar cine? Eu m-am rugat de cine aia. A zis? Vezi că te mutai de la Maia la Mariana. Alexandra, aduce aminte. Păi, Alexandra. Dar nu spune mie că acum nu mai vrei. Alexandra. Că te faci de râs cu ea. Știi ce zic, nu? Te rog eu mult de tot, am și eu prestanța mea. Dacă nu vrea să se ducă, care e problema? Face-ta și mă, considerați iar să mă, asta s-a ce și insistați special ca să par eu aia vinovată că plânge băi, el acum. Băi, Mariana, nu e vorba de asta. Băi, Mariana, termină-mă o dată. Ce cum să termin dacă toată lumea vine și dă vina doar pe mine? Dar e vina ta! Ce se întâmplă cu el este din vina mea, poate are și el alte probleme. Veniți acum și însăriți mie toți în cap. Băi, Mariana, la fel cum este el supărat, poate am și eu supărările mele, dar nu aștept de fiecare dată ca cineva să vină să mă consoleze. Lăsați-mă! A, bă, Mariana, între nu toți, Mariana, nu să victimizează. Cred că doar tu ai puterea cea mai mare să îl mai calmezi sau să vorbești cu el. Rău, nu te face nimeni sau nu știu să cazi tu lumină proastă, bă, Mariana. A, bă, nu Mariana. Vreau să fac nimic, v-am spus. A, mă, lăsați. Lasă par eu persoana aia rea și persoana aia căreia nu-i pasă. Mariana, jucăm în poker exunia. Bine, Mariana, cum zici tu, gata, nu-ți mai zic. Băgăm o carte, Mariana, o cruce. Lăsați-mă. Nu e importantă aia pentru tine? Aia? Da. Care aia? Aia din casă, credeam că aia de aseară, gen. Aia de aseară, aia din casă, lasă-le pe alea, că nu vorbim de aia de aseară. Ce părere? Păi eu cred că nu se descurcă. Nu, nu se descurcă. Nu stă bine în postură de lider, nu? Nu. Deloc, nu? Nicio prinde. Șansă, nu. Păi da, e mică, măi, mică de vârstă, nu știe cum să... Dar ai fi vrut-o, mă, să vin aici cu tine, ia? Sincer pentru că am auzit că spuneai când am intrat în conexiune cu ei. Sincer să spun, știi ce mi-ar plăcea să vină cu mine aici? A, deci în locul meu voi ai pe alta, nu? Nu te mulțumești că am venit eu cu tine. Păi stai așa, păi și tu ai spus de mine păi că mi-aș fi dorit să fie alt bărbat cu mine aici. Nu, eu n-am zis, am zis să fie cineva din familia mea. Păi și atunci nu te doresc pe tine. Uite, și tocmai dacă nu te doresc pe tine, cu toate că mi te-a pus soarta, știi pe cine aș fi dorit să fie aici? Mariana. Pe Mariana, de ce? Da, și spun și de ce. Având în vedere că este acest peisaj mirific și avem și oceanul în față. Așa? Da? Ai fi dus-o și ai fi necat-o. Nu! Și în același timp și camerele de hotel sunt foarte primitoare. M-aș fi dat cu Mariana în bărci și la propriu și la figurat. Când eu mi-am adus aminte ceva. Tu, oricum, eu știu că tu vrei să scapi de Maria și așa mai departe. Și de tine. Lasă că de mine n-ai să scapi tu așa de ușor, este foarte greu să scapi de mine. Așa. Ideea este în felul următor, dacă tot vrei să scapi de Maria și nu vrei să mai faci nicio relație cu ea și spui că tu nu ai vorbit deloc pe toată perioada cât ai stat tu aici sau până în prezent, de ce, Doamne iartă, m-ai pupat-o când am plecat din casă?
De ce, Doamne iartă-mă, ați fost atât de apropiați când toată săptămâna și săptămâna asta și săptămâna trecută și păi cealaltă hai să spun de ce. A strigat în gura mare că nu o să mai fie... Hai să spun de ce. Unde-i cuvântul ei ca femeie? Adică hai, hai că spun eu de ce, fii atentă. Am mâncat înainte să o pup foarte mult usturoi și ceapă și am vrut să o pup ca să îi se imprime mirosul ăla de usturoi și ceapă în creier. Nu, și să nu mai vină la mine cu vrăjel de astea și cu aberații, să mă pupe, să mă ia în brațe, să hau Marinescu, stai așa Marinescu, nu e așa. Știi de asta? Știi? Te pup. Marinescu, aduce aminte ce ai vorbit. La un pic așa că mă numai acolo, nu pot să mă uit în ochii tăi de sus. Aduce aminte ce ai vorbit mai devreme, vezi că te contrazici. Frate, mă uit în ochii de jos, frate. Te contrazici, hai ei. Pur și simplu nu merită chestia asta. Dar nu-i vorba, mă, nici de Mariana, nu-i vorba nici de ce s-a întâmplat azi, e vorba de mine. După 8 luni de zile mi-am dat seama de niște lucruri. E vorba de mine. Nu mă mai fă să vorbesc, că mai tare mine să plâng. Exact. Pur și simplu, mi s-a părut așa cât... Băi, Seia, te rog eu mult. Bine, dar vreau să înțeleagă și toată lumea de acasă. N-are Mariana niciun vine. Referitor la... Ce s-a întâmplat astăzi? Asta a fost doar o chichiță, e o singură chestie. Nu vreau să înțeleagă și ea că n-am nimic și nu o să fac chestia asta ca să pun pe ea într-o lumină proastă, că sigur se gândește că acum vreau să o pun într-o lumină proastă și să o scop pe ea vinovată, dar nu fac treaba asta și vreau să înțeleagă toată lumea că nu fac treaba asta din cauza ei. Când vă văd așa că aplaudați, că sunteți drăguți cu toții, parcă e și uit. De ziua plină care a fost astăzi. Am avut lacrimi, suspine, gelozie, dezvăluiri, discuții secrete. Am avut de toate. Cristian, ești bine? Da, sunt bine. De ce ai plâns atât de mult, măi? Vreau să spun că nu este vina Marianei, absolut deloc, chiar dacă ea crede, iar nu plâng momentan, chiar dacă ea crede chestia asta, nu vreau să o fac, să o pun pe ea în poziția de vinovată sau pur și simplu m-a deranjat și ceva ce mi-a spus, dar supărările mele sunt altele și anume am tras niște concluzii după 8 luni de zile și mi-am dat seama că în tot acest timp am fost singur. Și nu mai pot. Nu mai pot să fiu singur pentru mult timp. Am nevoie de cineva în viața mea. Și mă întreb în fiecare zi de ce femeia asta nu poate să fie lângă mine. De ce nu se poate simți atrasă față de mine? Fiindcă dacă e vorba de aspectul fizic, nu l-am ales eu. Și trăim în lumea asta rea în care aparențele contează mai mult decât oricât. O femeie nu poate fi cu un bărbat de 1,73 m, că nu-i dă bine pe tocuri lângă el, sau nu pot să fiu cu bărbatul ăla, fiindcă n-are mai axilarul proeminent, sau are urechile puține și din afară, sau niște chestii pentru care suntem, cred că, toți vinovați și cu care am fost educați, deși nu trebuia. Ceea ce am ales eu în viață a fost... Să fiu un bărbat, nu știu, romantic, să fiu bărbatul pe care, umorul pe care femeia pe care o iubesc ar putea să plângă, să fiu un luptător, să nu mă las călcat în picioare de nimic și de nimeni, pentru ea, pentru noi, de fapt, să vreau să-mi fac o familie, să încerc să fiu fericit, dar toate astea sunt foarte departe de mine. Dacă mă întreb pe mine, ea... Nu se simte neapărat vinovată pentru ce se întâmplă între voi. Mai vinovată se simte pentru că cei din jur o învinovățesc că toată suferința ta și toate lacrimile tale sunt din cauza ei. Știu chestia asta și dacă aș avea puterea să-i opresc pe toți din a vorbi sau a spune chestiile astea, aș face-o. Aș face-o fiindcă, deși sufăr, știu cum e să suferi și nu vreau să o văd niciodată suferind. Deși nu cred că pot să fac ceva. Nu cred că pot. În primul rând, niciodată nu m-a lăsat să încerc să o protejez sau
Să fiu lângă ea când suferă, niciodată nu m-a lăsat. Și asta mă doare cel mai mult. Mariana, tu de ce n-ai vrut să ieși afară atunci când Comăneci plângea? Deși colegii tăi te încurajau să faci asta. Că nu a vrut, domnișoară Cristina. Auzi, Mariana, ție-ți pare rău că ai format o relație cu Cristian? Nu, domnișoară Cristina. Dar... de ce ați ajuns în punctul dar acesta? Nu puteam să continui să fiu cu o persoană care are anumite sentimente pentru mine și eu nu pot să dezvolt acele sentimente. E ca și cum îmi bat joc de acea persoană care o țin lângă mine. Dar nu consider că ți-ai bătut mai mult joc încercând să-i dai o șansă care, dacă stau să mă gândesc bine, cred că nici măcar nu ai simțit să o oferi. Ai oferit-o așa că... Nu, domnișoara Cristina, că dacă nu simțeam în momentul ăla să ofer, probabil aș fi oferit-o cu mult timp înainte de toate astea. Am simțit în momentul ăla că merită această persoană să-i ofer o șansă. Dar dacă nu pot, nu pot, nu am ce să fac. Din câte am înțeles eu, Mariana se ține de Șoti și face foarte multe planuri, dar din păcate nu i-a ieșit acest plan de a mă despărți pe mine de Codruț. Dragă Mariana, din fericire, relația noastră s-a sudat atât de bine încât nimeni nu poate interveni între ea, din punctul meu, între noi doi, din punctul meu de vedere. În momentul în care tu l-ai sunat pe Rareș și l-ai rugat să îmi bage mie și lui Codruț bețe în roate pentru a ajunge tu la cuplul lunii sau pentru a câștiga Mădălina cuplul lunii, să știi că a fost o foarte mare greșeală de-a ta, din cauza faptului că nu ai luat în considerare și faptul că eu sunt o persoană foarte puternică și nu renunț atât de ușor. Iar, crede-mă, având în vedere că am aflat aceste lucruri, când o să mă întorc înapoi, nu o să-ți placă ceea ce urmează să fac cu tine. Pentru penibilitățile astea pe care tu le-ai făcut. Dacă ar fi fost în afara competiției, cum stăteau lucrurile? Nu stătea deloc. Probabil nici el nu ar fi fost atât de afectat dacă eram în exterior de toate lucrurile astea și nici nu cred că ar fi luptat pentru mine dacă eram în exterior atâta timp, în această perioadă de timp. Greșești. Nu greșesc, Cristian, pentru că ești conștient și tu că circumstanțele în care ne aflăm în această casă și faptul că mă vezi zi de zi și faptul că... Dacă ai fi fost în viața mea, mă refer în cercul de prieteni sau nu la locul de muncă... Nu ți-aș fi atras niciodată atenția, asta ai spus și tu cu gura ta, puțin. Că eu de la început dacă nu ți-am atras atenția o secundă. Mariana, mă refer la fizic. Să-ți spun un lucru. Dacă te-aș fi cunoscut și ai fi făcut parte din viața mea, da, nici în viața de afară poate nu mi-a fi atras atenția de la bun început. Dar dacă aș fi ajuns să te cunosc, aș fi fost același om. Și crede-mă că aș fi luptat și poate și mai mult, dar acasă cred că aș fi fost eu altfel, fiindcă nu aș fi supus presiunilor și nu aș fi supus jignirilor, nu aș fi supus, nu știu, tuturor răutăților și sunt conștient că și eu fac același lucru cu ceilalți concurenți. Sunt conștient și credeți-mă că plâng și de asta, fiindcă îmi dau seama cât de rău am putut să fiu uneori. Și nu înțeleg de ce. Așa-mi vine. E ceva instinctiv, impulsiv. Toată chestia asta, toată harababura asta de aici, mă face să fiu un om mai rău. În loc să fiu mai bun, sunt un om mai rău. Și cine vă oprește, Cristian, să fiți oameni mai buni? Nu știu. Sinceră să fiu, Mariana, da, a ajuns chiar foarte departe. Foarte departe. Dacă a ajuns să-mi dorească rău în așa fel și eu n-am avut nicio treabă cu ea, adică am avut certurile pe care le-am avut în competiție, dar din punctul meu de vedere am trecut peste, adică nu trebuie să stai să ții mânie și să ajungi să faci toate pentru ce. Voiai să o vezi pe Mădălina, fata mea, pe primul loc, voiai să o vezi în locul meu, am înțeles lucrurile astea, dar cel mai bine trebuia să te gândești mai întâi la tine, pentru că tu prin lucrurile pe care le-ai făcut în această competiție și prin jocurile pe care le-ai făcut, ai ajuns să pierzi tu foarte multe. Puteai să fii tu în locul meu, dar dacă te-ai aleat cu cine nu trebuie, ați ajuns în jos. Pe bune, mă zgârie pe creier, mă enervează foarte tare când văd atâta falsitate și atâtea joculețe a ajuns. Nu mai vreau să mai vorbesc. Mă enervez mai tare și mă consum și vreau să mă relaxez, având în vedere că am ajuns aici, în acest loc minunat. Păi stai, îți aduc și poze, na, că m-am enervat. Dacă mă e la mișto, hai să vedem. Hai să vedem, hai să vedem. Aduc și eu, să vedem care e mai șmeche. Seia, Maria, spune, Seia, fă asta, tu mi-a mi s-a spus. Nu mai vorbi cu el, nu-i mai da atenție, nu-i mai da satisfacție, nu-i mai spune. Eu în continuare mă certam pentru că mi se pare corect să fac ceea ce simt eu. Banii
tatălui, nu-ți dau bărbății. Nu, băiatul meu! Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 19. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.